Așa este scris în Sfânta Scriptură, în Cartea Geneza, capitolul 41, versetul 38. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Cred că dorința Bisericii și în aceste vremuri de pe urmă este ca noi, slujitorii lui Dumnezeu, indiferent prin ce perioadă trece Biserica, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Cred că dorința noastră, ca și păstori pentru membrii care îi slujim, este ca membrii din adunare să fie plini de Duhul lui Dumnezeu. Când eram la seminar, perioada 96-2000, am fost numiți talpoșiști. Așa ni se spunea, sunt talpoșiști. Am întrebat de ce. Pentru că fratele Talpoș predicat de obicei în trei puncte. Și eu am rămas după 21 de ani tot așa, talpoșist, în trei puncte. Care-i caracteristica unui om plin de Duhul lui Dumnezeu? Și Iosif ne răspunde. De fapt, găsim în Sfânta Scriptură aceste răspunsuri. Munca? Iosif până la 17 ani a muncit. Până la 30 de ani când a ajuns să fie Desemnat de faraon să se ocupe de criza din acea perioadă, și un prefect muncește. Până la 110 ani muncește. Munca este caracteristica unui om plin de Duhul lui Dumnezeu. Așa am citit și la noi, la București. Primii baptiști au fost caracterizați de hărnicie, oameni gospodari și oameni intelectuali, oameni înțelepți. Așa spune Evanghelistul Ioan. Cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Ce vedem la fratele nostru Talpoș, în toată perioada aceasta? Muncă, seriozitate. Apoi, la Iosif mai observ și modestie când faraon spune am aflat că tu ești cel care imediat după ce auzi visul lui dai și tălmăcirea. Unii din noi puteam spune oare trebuiau doi ani să treacă să spui acest mesaj? Dar știți ce spune Iosif? Nu eu, Dumnezeu. Și de fiecare dată arată cu degetul spre Dumnezeu. Știți ce spune în cartea psalmilor? Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci în nume lui tău dăm slavă. M-a întrebat cineva, frate, în 1 Petru capitolul 5 spune acolo, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, dar acolo se adresează apostolul Petru prezbiterilor, tinerilor, celor în vârstă. Cui sunt adresate aceste cuvinte? Și răspunsul tuturor este, pentru noi toți, și păstorii, și cei tineri, și cei în vârstă, noi trebuie să fim caracterizați de smerenie, de modestie. Și așa, se spune că smerenia crește întotdeauna pe mormântul mândriei. De aceea uitați-vă la Iosif. Ne uităm și la fratele nostru, Vasile Talpoș, modestie. Și nu în ultimul rând, când moare Iacov, vin frații să se pocăiască, să spună, tatăl nostru a lăsat cu limbă de moarte, o iartă nelegiuirea fraților tăi, Iosif îi liniștește, fiți pe pace, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine și spune, și ea mângâiat cu aceste cuvinte. Nu se poate să fie Duhul lui Dumnezeu în tine și să n-ai caracteristica aceasta de mângâiere. Știți că în cartea Isaia, la un moment dat, începe partea a doua cărții Isaia cu aceste cuvinte. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Ducul Sfânt este mângâietorul. Și acum cei care sunt al lui Hristos au această responsabilitate să mângâie pe cei din biserică. De aceea, când mă uit, noi este numit mângâiere. Atunci când s-a născut. Mângâiere. Te uiți apoi în biserica cea mai mare din secolul I din Ierusalim. Un frate se numea... Iosif. Dar biserica a hotărât să-i schimbe numele, să-i pună numele Fiul Mângâierii. Iosif, din Vechiul Testament, din Cartea Geneza, era plin de Duhul lui Dumnezeu pentru că știa și să mângâie. Și mulțumim Domnului pentru fratele nostru, Vasile Talpoș. Un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Asta face diferența între oameni, între profesori, între slujitori, în zilele noastre de pe urmă. Duhul lui Dumnezeu în viața omului. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni muncitori, oameni modești și să practicăm mângâierea prin Duhul lui Dumnezeu. Amin.